Salutare, jupănilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de roleplay Horea Mitoc. Ei bine, jupănilor, înainte de a începe acest minunat episod, vă așugam forța să apăsați acolo butonașul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi încă nu sunteți abonați și dacă aveți vreo nelmurire sau vreo problemă, nu ezitați, lăsați acolo un mare follow, iar eu să încerc să vă răspund tuturor, așa că haideți în forță și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupănilor, suntem acasă, am parcat frumos aici mașinuțele la rând. Și astăzi, da, avem treabă. De fapt, în special o să punem la treabă tractorul, un nou tractor, un nou UTB pe care, dacă îl știți, l-ați văzut, l-am cumpărat de la domn primar în episodul trecut. Dacă n-ați văzut episodul, puteți să o faceți chiar acum. Și da, ce să mai, uitați-l cum arată, e splendid, mie îmi place, deci e enorm. Când mă trezesc dimineața, la el direct mă duc, că uitați-vă ce roți are, ce bine făcut, vopsit din toate punctele de vedere. Și eu zic că merită un mare like, așa că haideți în forță și noi să luăm tractorul. Să-l pornim și să luăm plugul, tată, că la arat e cel mai bine să-l pui la probă. Îl băgăm în viteză și hai să cuplăm de aici plugul ăsta pe care l-avem noi pe aici. Unde-i plugul, mă? Pe acolo, nu ăla mare, stai așa, pe unde l-am pus pe aici. Uită-l, mă, ăsta verde de aici, ia uitați-l, bine verde, albastru, ce culoare o mai avea, că nici eu nu-l mai disting. Ia să vedem, dăm în marșalier. Atâta, bun, ne dăm jos, îl cuplăm. Bine, e plug albastru până la urma urmei din câte se vede. Îl băgăm în viteză tractorul și mergem direct la treabă, tată, să vedem dacă e bun tractorul sau nu. Bineînțeles că e bun, nu m-a dezamăgit tractorul ăsta niciodată. Așa că sigur astăzi o să-l punem la un test sigur. Bineînțeles o să mergem pe o parcelă care e pârloagă. Și o să o arăm, bineînțeles, o să facem o parcelă cât de cât arabilă, pentru că dacă tot avem acum timp, o și arăm. Pentru că acolo e buruiană, nici lucernă măcar nu e, nu poți să cosești nimic de pe acolo, nici vaca nu mănâncă ce e acolo, sincer vă zic. Așa că haideți să băgăm în viteză și să mergem direct la... Mergem direct acolo în vale să vedem, bineînțeles... Să vedem de parcela respectivă de care vă ziceam, care e pârloagă, pe care o să o arăm, o să facem frumos, teren arabil, mișto, ia uitați exact aici în față, după copăcel. Și nu știu, nu m-am gândit încă, dar cred că o să facem în felul următor, ia uitați, stați așa un pic. Ne dăm jos, deci o să facem, cred că cel mai bine, dincolo încoace parcela, ia uitați, până în copacul ăsta aproape, deci undeva până aici. Tocmai din partea aia facem o parcelă mișto rău de tot. Acum haideți să ne usuim, să-l băgăm în viteză și să ne apucăm de treabă, bineînțeles, nu? Să vedem ce poate UTB-ul, avem și girofar, bineînțeles. Ia uitați, avem și girofar aici la tractoraș. Așa că hai să începem arătura, nici nu știu de fapt cum să mă încadre, sincer să vă zic. O să facem, cred că în felul următor, trebuie să lăsăm un pic de spațiu ca să avem loc să ne întoarcem. Și facem, uitați, așa parcela. Băgăm în viteză, hai tată. Hai, n-am lăsat plugul jos acum. Atât, am lăsat plugul jos și dă, ia uite cum o ia. Deci o parcelă nouă, proaspătă să zic așa, acum pe care o arăm, vedeți și voi. Cam așa o să iasă, o facem cât se poate de drept și noi nu ne ducem nici prea încolo, nici prea încolo, că după aia nu iese treaba bună. O să facem, o, tată, ce-ai pățit? Aici nu mai arătura, nu mai ia plugul, ce-ai pățit? Ia uite, tată, stai așa, că deja văd că face figuri plugul ăsta, nu ia cum trebuie. Ce naiba s-a întâmplat? S-au rupt pe acolo vreo ceva? Sau cum? A, se pare că aici e cam mocirlă și nu prea merge, se pare că. Deci doar până aici, am înțeles. Deci până aici o să facem atunci parcelă. Se pare că aici e mocirlă, nu prea merge. E ce-i naiba pe aici? E mlaștină? Că îi pare un pic moale terenul. Nici eu nu prea l-am verificat înainte. Dar în fine, nu mai contează. Hai să ridicăm plugul atunci. Dacă nu merge în mocirlă, asta este, o facem mai mititică, nu-i problemă. Poate o facem o grădină, nu neapărat teren pentru cultivat. Poate o facem doar o mică grădină sau punem un solar, vedem noi. Lăsăm plugul jos. Ia să vedem, atâta, băgăm în viteză, hai tata, o iei sau nu o iei? Atâta, și uite că pe aici văd că o ia, deci până în mlaștina aia de acolo, mlaștina sau cum ce-o fi aia de acolo. Și na, ce să mai, hai să-l băgăm în marșalier, atâta, băgăm în marșalier frumos aici, ușurel. Și continuăm treaba, ia uite, ușor, ușor facem noi o parcelă aici cât de cât faină, zic eu. Ia să băgăm un pic mai în spate, hai tata, hai, gata. Da, și trebuie să mă duc să iau niște bani astăzi de la nea Marcelică, pentru că i-am dus niște lemne
acum vreo câteva zile și uite că nu m-am, n-am mai apucat să mă mai duc la Nea Marcelică pentru că na, n-am mai avut nici timp, am fost și ocupat cu treburile, după cum ați văzut am cumpărat și tractorul, nu prea mai avut timp, trebuie să-mi dea vreo 80 de milioane bani, mulți într-adevăr. Și uite că nu m-am dus să iau, bine, n-am avut eu nevoie urgent acum de bani, de-aia nici nu m-am dus. Acum stau deocamdată bine pe bănuți, nu pot să zic că nu, stau chiar foarte bine. Am pus deoparte 7.000 de euro, eu zic că e bine. Am, ăsta cum îi spune, băutata, atâta. O să bag, bineînțeles, mașinuța în service, după cum v-am spus, BMW-ul ăla, care cam bate, începe să bată, sincer. Pentru că încă nu i-am făcut nici distribuția, nici nimica. Dar o să-l duc la Nea Ovidiu, cred că marți. Marți asta, ceva de genul, am vorbit cu el. Ori marți, ori miercuri. Și o să-l repare. Așa că, ce să mai, eu zic să fiți pe fază că vor apărea episoade mult mai interesante. Așa că, ce să mai, să continuăm noi aici rătura. Facem aici o rătură mișto rău de tot, cum se cade. Băgăm în viteză, hai să ne întoarcem. Aici sunt boscheții ăștia mari, poate pot să-i ar și pe ăștia, dar să vedem. Încercăm să vedem, îi dăm înainte, înapoi, facem noi cumva. Ia uite-l, tată. Așa, tractorii intră prin toate, într-adevăr. Ia, ia boscheții ăștia sau nu ia? E, m-am dus și eu, trebuia să o iau mai din spate, într-adevăr, ca să iau pe toți. Dar lasă, nu mă duc nici foarte, foarte încolo. Sau poate o să mă duc la final, când o să nivelez pământul la urmă. Și, da, ce să mai până la urmă, urme. Asta este, văd că tractorul merge, funcționează din toate punctele de vedere. Acolo avem alte treburi, avem, ce dracu e aia, că nici nu știu. În fine, avem tot ce ne trebuie pe tractorul ăsta, stație nu am, dar, ba da, uite cam aici. Uite cam aici stație, băi tată, uite că i-am zis că n-am stație dacă încolo aveam. Și, da, ce să mai, asta e treaba, de mâine iarăși în forță la treabă cu Nea Cătălin. Nea Cătălin acum... Săracul stă cu papucul ăla pe care îl știți, pentru că, na, până la urma urmei vă dați seama, altă mașină n-are până nu-i repară Passatul și a zis că, băi, după ce îi repară Passatul, dacă nu merge cum trebuie, a zis că îl dă, că își bagă piciorul, a zis că a băgat vreo 50 de milioane în ultimele luni în Passatul ăla, a zis că era drag și de aia a băgat bani, nu că nu de alta, era drag de mașină și, na, omul vă dați seama, dacă... Aia, mașina aia i-a plăcut lui, sufletul lui, a rămas, i-a reparat-o, a făcut toate schimburile și tot așa, tot acum, vă dați seama. Acum, na, fiecare cu gusturile lui, gusturile nu se discută, vorba aia, așa că de ce să vorbesc eu peste. Nu, tat, fiecare cu plăcerile lui, cu toate treburile lui acolo, nu mă bag eu peste treburile omului. Bun, acum, bine, o să ne ducem mai în stânga cu parcela asta, pentru că avem loc, se pare că. Opa, o să o discuim, dar cred că o să-i bag scarificatorul, dacă nu, ca așa la discuit simplu, nu cred că o să meargă. Trebuie să o mai mărunțim un pic, cel puțin terenul trebuie să-l mai mărunțez bine, bine de tot. Ia uite-l, tată, facem aici o parcelă bună, poate o să punem, cine știe, porumb, grâu, cine știe, nu mai, nu contează, că dacă iese parcela mișto și bun terenul, de ce să nu punem, nu? A, să ridicăm, ne întoarcem ușor, ușor, tot o arăm pe toată până la urma urmei. Da, asta este ce să faci până la urmă. Trebuie să-i dăm înainte, pentru că banii nu se fac chiar așa ușor prin stat degeaba. Nu, tată, trebuie să tragi de tine ca să faci bani. Și, na, tot așa, după cum vedeți și voi, cum tragem noi aici în fiecare zi. Așa trebuie să tragi mereu, tată, să-ți iasă, dacă vrei și mai mult și mai mult, trebuie să tragi și mai mult, și mai mult, și mai mult. Așa că, na, ce să faci până la urmă, asta e viața, îi dăm înainte, nu? Îi dăm înainte că altceva n-avem de făcut. Dacă nu-i dăm înainte, înseamnă că nu suntem tari. Și noi suntem tari, așa că îi dăm înainte, mereu. Așa că, ia uitați, mi-am mai cumpărat un tractor, ați văzut și voi de unde am început, două tractorașe, o combină mai ruginită cu care încă o am, dar ușor, ușor mi-am cumpărat mașină, mi-am mai cumpărat niște terenuri, ce vrei, acum mi-am mai cumpărat și un tractor în plus, am luat un om în echipă, ușor, ușor, tată, ne ridicăm, că dacă te ridici deodată, iarăși nu-i bine, sau dacă ai din naștere tot la nas, iarăși e... Iarăși e pericol, că îți dai seama, dacă nu pui un pic osul la muncă, nu îți faci treaba cum trebuie. Na, cum ne facem noi acum, vă dați seama. Ia să vedem, punem acum iarăși prugul jos, îl dăm jos, frumos, îl coborâm și dă-i tată. Da, frumos, ce să zic, e mișto pe aici, n-am ce spune.
Și, na, pe laterale o să-i mai fac eu, cred că, niște jmecherii, dar o să mă mai duc cu terenul mai încolo, mai în stânga, cât mă ține pe mine tractorul, plugul și tot așa. Ia uite, merge tractorul ăsta, belea e, n-ai treabă cu el. Am revenit, jupănilor, am terminat și de ara pe acolo, mi-am făcut parcela cum trebuie, până la urma urmei, acum mergem direct acasă, luăm BMW-ul și plecăm la nea Marcelică Pușcă, pentru că trebuie să luăm banii, să mai fac și eu câte ceva, mai una alta, vă dați seama. Mai pun bani deoparte, că majoritatea îi pun deoparte. Eu, na, mai mult cheltuiesc pe mâncare, curent și treburi de astea, că, na, încă nu sunt programul de la Apia, să-mi dea motorină și mai cheltuiesc și acolo bani pe motorină o grămăzie. Așa că, na, ce să-i faci până la urmă, dar o să mă înscriu eu și acolo, să fac banul gros. Hai că lăs tractorul aici deocamdată, că un pic mă grăbesc, sincer. Îl pornim, hai că am lăsat ala deschisă girofarul la tractor, stai că îl închid ca să nu-mi consume bani din baterie de la tractor, să-mi bag piciorul, că dacă rămân și fără baterie am încurcat. Gata, nu, stai că nu l-am închis. Uite, acum cred că nu. Atâta, gata. Hai să ne urcăm în BMW, să-l băgăm în viteză și să mergem direct la nea Marcelică, să vedem ce zice omul, că na, a zis că trebuie să vin la el să-mi dea banii, așa că să-i dăm bice. Ia uite, tată, spate și noi BMW-ul așa de duminică măcar. Dacă nici duminica nu-l scoatem pentru ce am mai cumpărat-o, nu? Eu aș scoate-o în fiecare zi, sincer, dacă aș avea timp. Nu e ca și cum, băi, mi-am luat mașină nouă, nu o scot decât la ocazii speciale. Nu, tată, păi ori ți-ai luat mașină să te plimbi cu ea, să te relaxezi, ori hai, o iei să o ții în garaj de frumusețe. Nu, tată, păi eu o iau să merg cu ea, îmi plac mașinile, merg bine, îmi plac astea sportive. Și SUV-urile alea mari îmi plac, o le iau să merg cu ele data până crapă motorul, nu mai le țin eu. Așa că, na, ce să mai... Cam atât a fost, jupănilor, și cu acest minunat episod, sper că v-a plăcut, nu ezitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles, un subscribe să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.